reprezentăm zona Rona, care are rotindere de la Siletul Marmații la Fișeu de Jos, Via Hera. Portul popular femeiesc este alcătuit din șirincă, zgârdan, cojoc, cămeșă, sumnă, stan, optinci și colțuri. Colegul meu, Daniel, va prezenta portul bărbătesc. Estimitația bărbătească este format dintr-un plob de paie, cojoc și cămeșă. Meșteșugul popular specific zonei va fi reprezentat de către Ana Maria. Confecționarea ștergarelor și ațolurilor sunt produse de artizanat, prelucrate manual de femeile mai în vârstă din sat. În prezent, ele sunt folosite pentru decorarea caselor. Obiceiul caracteristic zonei va fi prezentat de către Adina. Viflaimul este un obicei de iarnă care are loc în comuna Rona, în perioada Crăciunului. Oamenii fac o scenetă în fața sătenilor care reprezintă nașterea Domnului. Toate acestea se petrec la biserică, iar mai apoi la Căminul Cultural. Obiectivele turistice reprezentative vor fi prezentate de către Lenuța și Ana. Măcănița este un tren condus de o locomotivă cu aguri care circulă pe o cale ferată forestieră. Se regăsește pe Valea Vasârilor din Mișeu și este una dintre cele mai importante valori culturale și tehnice ale țării. Mănăstirea creștină ortodoxă, izvorul tămăduirii de pe Hera, este în localitatea Petrova și are ca particularitate faptul că slujbele se țin atât în limba română cât și în limba ucraineană. Vă mulțumim! Bună ziua și bine ați venit! Eu mă numesc Tudor și împreună cu colegii mei, noi reprezentăm zona Marahosă, care este delimitată de la Vaduzei până la Munții Gutei. Portul popular bărbătesc este compus din un glob de paie, o cămeașă, un cojoc și o curea. Colega mea Ionela va spune câte ceva despre portul femeiesc. Portul popular femeiesc conține înzătură, zgârdan, cojoc, cămeșă, brâu, pole, zădii, opcini și colțuni. Meșteșugul popular specific regiunii, care are originea în satul Putești, este confecționarea clopurilor. Până în prezent, clopurile au fost făcute din paie, dar mai recent a început să fie folosit și lemnul de plop albit, la confecționarea lor. Atât persoanele mai tinere, cât și cele mai în vârstă poartă, în zilele de sărbătoare sau în oricare altă zi, singura excepție fiind că în zilele de sărbătoare ele sunt înstruțate flop sau mărgele. Colega mea, Anda, vă spune câte ceva despre obiceiul caracteristic. Tăjada de pe Mara este un obicei agrar străvec de primăvară. El îl sărbătorește pe primul sătean din comuna Hoteni, ieșit la Arat. Este purtat pe tileguță, trasă de 12 juguri, însuțată de fecioarii satului, până la Valea de Rasca, unde este spălat pentru purificare. Cerându-se binecuvântarea cerului asupra pământului. Colegii mei, Tudela și Denisa, vă vor prezenta obiectivele turistice. Creasta Cocosului este situată în Munții Gutâni, în regiunea comunei de Sești. Denumirea este dată de către locuitor, datorită asemănării crestei cu o creastă de cocos. Cheile tătarului se află în Munții Gutâi. Stâncile înalte dau un aspect sălbatic și deosebit de pitoresc acestei zone. Prin cheile tătarului curge părâul Runcu. Vă mulțumim! Zona Săpânța, care se întinde de la Sigetul Marmației până la Piatra. Portul popular femeiesc este alcătuit din năframă, zgârdan, cămeșă, poale, sumnă, optinci și colțuri. Colegul meu Andrei va prezenta portul popular bărbătesc. Portul popular bărbătesc, specific zonei Săpânța, este alcătuit din cămeșă și clopul de postal. Meșteșugul popular specific acestei zone este confecționatul cergelor. Cergea este țesută la război orizontal din lână naturală de țurcană, o rasă de oaie care se află în Maramureșul istoric. Cergea din Săpânța diferă de celelalte cergi din Maramureș prin modele și culori, predominante fiind culorile alb și roșu. Obiceiul caracteristic a fost prezentat de colegul meu, Cătălin. Runtul sterpelor este o tradiție pastorală care ne leagă de străvechile datine ale dacilor de pe meleagurile noastre. În fiecare an din primăvară are loc procesul de transformanță, adică adunarea tuturor oilor șurcată la munte în stână până în toamnă. Adriana și Cristi vor prezenta obiectivele turistice reprezentative. Cimitirul Vesel, situat în localitatea Săpânța, este faimos pentru crucile mormintelor bicolorate, pe care se află versuri în care sunt amintite deseori cu nuanțe umoristice aspecte din viața unor persoane. Mănăstirea Apelia a fost dedicată în anul 1391, fiind cea mai înaltă mănăstire de lemn din lume. Lăcașul se remarcă printr-un lasa, ce măsoară 78 de metri înălțime. Aceasta, mănăstirea fiind vizibilă chiar și de la 5 km de depărtare. Vă mulțumim!
Bună ziua, mă numesc Ulicea Cuța, iar împreună cu colegii mei vă prezentăm zona Valea Izei, care este delimitată de la comuna Vadul Izei până la Săcel. Portul popular femeiesc este alcătuit din următoarele elemente: pânzătură, zgărdanul, pieptarul, cămașa, zadia, sumna, stanu, opincile și colțunii. Portul bărbătesc va fi prezentat de către colegul meu Vasi. Portul popular bărbătesc este format din clop de paie mic, cămașă și pieptar negru. Meșteșugul popular specific va fi prezentat de către colegul meu Petrică. Arta sculpturii în lemn este tradiția cea mai vie de pe Valea Izei, fiind reprezentată mai ales în comuna Bârsara. Porțile și troițele maramureșene reprezintă și astăzi un motiv de mândrie pentru gospodari, fiind o curiozitate pentru oricine din afara Maramureșului. Obiceiul caracteristic zonei va fi prezentat de către Vala Scarina. Șezătoarea este obiceiul unde fetele și femeile se adunau la o casă în serile lungi de iarnă pentru a face lucruri de mână împreună. În plus, o persoană mai în vârstă, fie bărbat sau femeie, spuneau povești, iar fetele mai tinere care aveau glas cântau. Acest obicei s-a păstrat până în zilele noastre. Obiectivele turistice reprezentative zonei vor fi prezentate de către Dora și Ractei. Mănăstirea Bârsara. Biserica este situată în Maramureșul istoric, pe Valea Izei, în comuna care poartă același nume. Este o icoană a sufletului creștin ortodox maramureșan, o speranță pentru viitor binecuvântat, este un loc sfânt. Mănăstirea Bârsara este una dintre cele mai frumoase și îngrijite de mănăstiri din Maramureș, fiind considerate de către turiști prea pe comun. Izbucul Izei. Oricine ajunge în Maramureșul istoric nu are cum să nu audă de izvorul albastru al Izei. Peștera și izvorul albastru sunt protejate de interes național pe teritoriul administrativ al comunei Săcel. Bună ziua, mă numesc Adelina și împreună cu colegiile mele reprezentăm municipiul Sighetul Armației. Atestat documentar în anul 1326, acesta se află în punctul cel mai nordic al țării, la granița cu Ucraina, adică unde se agață harta Curii. Este locul de întâlnire al celor patru zone prezentate anterior. Colega mea, Rebecca, vă va prezenta obiceiul caracteristic Sighetului. Festivalul de date și obiceiul de iarnă este unul dintre cele mai importante evenimente găzduite de Sighet, care își dorește a fi un prilej de a valorifica tot ce are mai important Maramureșul în arta populară. Festivalul se desfășoară fără întrerupere din anul 1969, în preajma datei de 27 decembrie, ocazie în care aleurile de săteni, îmbrăcate în costumele lor specifice, se plimbă prin centrul orașului, după cum puteți observa. Împreună cu colega mea Sabina vă vom prezenta obiectivele turistice reprezentative ale Sighetului. Unul dintre acestea este Memorialul Victimelor Comunismului și a Rezistenței, care este format dintr-un muzeu situat în fosta închisoare politică din Sighetul Marmației. Muzeul are ca scop reconstituirea și păstrarea memoriei poporului român, căruia timp de jumătate de secol i s-a indus în conștiință o istorie falsă. Printre dezidenți s-au aflat Iuliu Maniu, Gheorghe și Dinu Brătianu, Corneliu Coposu și mulți alții. În fiecare celulă au fost amplasate obiecte, fotografii, documente, creând ambianța și documentația unei săli de muzeu. În curtea interioară a memorialului se află cortegiul sacrificaților și un loc de reculegere. Casa memorială Eli Wiesel. Eli Wiesel, sighetean de religie iudaică, supraviețuitor al lagărului de exterminare de la Auschwitz. În casa memorială a acestuia se regăsesc expoziții fotografice care scot în evidență viața comunității evreiești din Sighet în timpul celui de-al doilea război mondial. Oricâte fotografii ai vedea și oricâte povești ai auzi, până n-ai să pășești cu propriile tăi pe arba proaspăt udată de roua dimineții și n-ai să tragi în piept aerul tare și curat, n-ai să înțelegi de ce odată ajuns aici, n-ai să mai vrei să pleci nicicând. Acesta este Maramureșul istoric, în tărâm magic.